Din zona facilităților fiscale extindem această facilitate fiscală din zona impozitelor și taxelor locale. Practic, reintroducem scutirea impozitului pe clădiri și pe terenuri pentru soții sau soțiile persoanelor cu handicap grav accentuat și cele încadrate în gradul 1 de invaliditate. Această măsură a fost până la sfârșitul anului precedent, dar a fost eliminată prin nou cod fiscal, odată cu uh, soțiile, soții veteranilor. Uh, cu această ocazie, deci, reintroducem această facilitate fiscală la plata impozitului pe clădiri și terenuri și pentru soții, soțiile celor cu handicap grav accentuat. În același timp, de aceeași facilitate fiscală beneficiază și soții, soțiilor reprezentanților legali ai minorilor cu handicap. Avem câteva măsuri pentru mediul de afaceri. Prima măsură ar fi scutirea practic extinderea perioadei de aplicare a, a facilității privind scutirea a, de impozit a profitului reinvestit. Aceasta a fost o facilitate ce se acorda anual, acum o introducem ca o facilitate permanentă, tocmai pentru a oferi predictibilitate companiilor, să știe a, de la jumătatea anului că pentru anul următor aceste profituri care vor fi reinvestite sunt scutite de impozit. Constatăm că măsura a avut efecte benefice. Această măsură vizează, ca și până acum, contribuabilii care investesc în active precum echipamente tehnologice, calculatoare, echipamente periferice, informatice. Deci merge undeva pe zona de cunoaștere, pe zona de. Și criteriile rămân aceleași, să da, da, da. exact, pe se extinde pe, pe perioadă anul. nedeterminată.